aici? Să-ți fie rușine! Nu vine să crece încrezută. De când are băiețel, gata, se ia de fetița mea și crede că băiețelul ei e mai bun ca fetița mea. Dar nu, fetița mea e o deșteaptă. Selena, cum a fost azi la școală? A fost totul bine? Da, mamă, dar uite, vreau să te întreb ceva. Diseară vreau să ies la film și știu ce zici că trebuie să-mi fac temele, dar te rog, în seara asta că e vineri, mă lași să ies cu Andrei, cu băiatul lui Lavinia, te rog. Ce? Cu băiatul ei? Pe bune, Selena, aveam pretenții de la tine. Dintre toți băieții vrei să ieși chiar cu el, pe bune? Haide, mamă, că-l plac și e chiar mișto. Lasă-mă să ies, te rog. Nu, Selena. Mami, ești foarte frumoasă, să știi, ții tu vârfurile? Hai, lasă vrăjeala, spune ce vrei. Bani nu-ți mai dau, ți-am dat deja pentru săptămâna asta, dar trebuie să ai grijă cum îi folosești, să fii chipzuit. Mamă, pot să merg cu Selena în seara asta la film? Cu Selena? Fica lui Foxy? Da, mamă, e super drăguță și frumoasă. Nici nu mă gândesc, probabil e la fel de încântată ca maică sa. Of, nu vine să cred copila asta ce-mi face, nu mă ascultă, noroc că îi urmăresc telefonul la cinema. A, ce faci aici? Cum te fac aici? Îmi iau fiul până nu îi stutește mințile fiică-ta. Păi asta, am venit și eu să-mi iau fica până nu o prostește fiul tău. Fiul meu, dacă ar să-l împreajma fiului meu, ar deveni mai deșteaptă, dar mi-e frică pentru fiul meu, că nu o să devină mai deștept. Da, și fiul tău îi distrage atenția de la școală, fiicei mele. Are ea timp de băieți. Mamă, ce căutați aici? Mamă, v-am văzut! Ce s-a întâmplat cu voi două? Erați prieteni atât de bune. Uitați-vă la voi acum. E normal să faceți una ca asta? De ce v-ați certat, mă rog? Pentru că fiecare credeți că copilul vostru e mai deștept decât celălalt. Dar eu și iubita mea, ne înțelegem super bine și suntem la fel de deștepți amândoi. Și dacă unul e mai deștept decât celălalt într-un domeniu, îl ajută și pe celălalt să devină. Ne completăm unul pe altul. Cred că au dreptate copiii noștri. Cred că ne-am purtat... Nu sunt mai deștepți decât noi. Da, clar, adică nu știu ce a fost în capul nostru de ne-am certat, dar... Hei, îmi pare rău, vrei să fim din nou prietene? Sigur, hai la mine la cafea, am atâtea să-ți povestesc în anii ăștia în care nu ne-am mai înțeles, s-au întâmplat atât de multe lucruri în viața mea. Oh, super, abia aștept. Yay, mami, s-a împăcat cu prietena ei. Gata, Andrei, o să putem ieși la întâlnire. Ura! Yay!